Incendiu devastator într-o pădure de pin. Flăcările au cuprins circa 6 hectare de pădure de conifere într-o zonă protejată. Este vorba despre Parcul Natural Porțile de Fier, în apropierea comunei Dubova. La fața locului au intervenit forțe sporite formate din pompieri, lucrători ai ocolului silvic și localnici care au ajutat la stingerea focului. Când interveniți? De azi dimineață, de la orele 7. Zona este greu accesibilă. Zona este foarte accesibilă, pădure de conifere. Acum încercăm să localizăm, să vedem ce... Mai precis, da. Ce arde, ce... Ce s-ar bă... vegetația uscată de jos, din fieră. Este foarte... Da. Și e foarte rău de se stins, fiindcă sunt conuri din astea care, fiind banda abruptă, au tendința să treacă peste banda de protecție care am făcut-o noi aici. S-ar putea să... Acum așteptăm să vedem ce se întâmplă. Cred că un kilometru pe lungime are pomii până în vârf. Pin, e pădure de pin, jos sunt ca un fel de pad din ăla făcut din ce pică. Frunze. Frunzele, nu frunzele, ce sunt. De pe pin ce pică, are de acolo. E greu de stins, stinc băieții, fac drum, oarecum o alee ca să se oprească focul, altă așa să-l soluționez. Câte persoane sunt acolo la intervenție? Mai vreo 15 oameni acolo, cred că sunt. Tot au mai venit. Mă duc și acum la Iarmânta, mai vin încă 4 oameni de sus să mă ajute. E și vânt un pic asta... Vântul e, e bine că vântul merge în sus și se stinge de jos. E bine că vântul este împotrivă, nu duce foc înainte. De ei ce îi ajută cumva? Oarecum ajută vântul acum sau bine că nu este în alte direcții. O suprafață așa, 2-3 hectare, 4 hectare? Mai mult, cred că vreo 5-6 hectare. Flăcările au fost înalte, cuprinzând întreaga lungime a copacilor. Intervenția a fost una dificilă din cauza accesibilității scăzute, neexistând posibilitatea să se ajungă cu apă în zonă. Tocmai de aceea s-a intervenit pentru stingere cu lopeți, iar cei care au participat la misiune au făcut șanțuri în jurul flăcărilor. Aflăm în zona Tisovița, în ZPI 16. Arde undeva la peste 5 hectare de pădure și arde în continuare. Pădurea este din pădure de conifere și este destul de bătrână. Sperăm să se poată localiza. Colegii noștri de la Ocol și cei de la pompieri au încercat să-l localizeze cu mijloacele pe care le pot folosi aici cu lopeți, să facă șanțuri în jurul focului pentru a-l localiza. Sperăm să se poată să primim ajutor și din localitățile învecinate și de la pompieri și, eu știu, și colegi mai mulți ai noștri pentru a-l putea localiza. Focul este într-o zonă destul de greu accesibilă și este cu mijloace de stingere a incendiului, nu se poate ajunge decât cu mijloace umane. Intervenția a fost cu atât mai dificilă cu cât conurile de pin și bucățile de lemn desprinse din copaci au fost cuprinse la rândul lor de flăcări și se rostogolesc. Prin urmare, focul se propagă cu repeziciune. Pompierii militari mehedințeni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată și litieră într-o pădure de rășinoase din Parcul Natural Porțile de Fier, zona Dubova-Tișovița. Efectivele au fost suplimentate gradual. În prezent, la locul evenimentului, acționând 17 pompieri din cadrul detașamentelor Drobeta, Turnul Severin și Orșova, dar și lucrători ai ocolului silvic. În sprijin, a fost solicitat și un elicopter pentru a efectua o recunoaștere pentru a evalua situația. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este, din primele verificări, un trăsnet.